Fantis, luna în câmp, versurile poetului Nichita Stănescu Doamnelor și domnilor, vă spun din nou bună seara, ascultați seriile Radio Cluj Ediția de joi, 19 octombrie, sunt Dan Moșoiu Rămânem împreună, ca de obicei, până la ora 21 Așa cum v-am anunțat, invitata noastră de astăzi este în direct aici în studio Poeta, prozatoarea, eseista, publicista... Profesoara Roxandra Cesereanu, profesor universitar la Facultatea de Litere din Cluj, în cadrul Departamentului de Literatură Comparată. Să mâna, stimate domn Roxandra Cesereanu, bine ați revenit la seriile Radio Cluj. Bine te-am găsit, Daniel, și mulțumesc pentru invitație. Mă bucur mult că suntem din nou împreună. Ultima dată vorbeam tot aici, în studio, în urmă cu 2 ani, iar prima dată la seriile Radio Cluj, cred că a fost acum șase ani, când am început exact cu acest cântec. Asta ca să vă aduceți aminte de perioada în care aveați o chitară și ați apărut și pe scenă, cântând poate chiar acest cântec sau și pe acesta, printre altele multe. Pe acesta îl fredonam, da? nu îl cântam neapărat la chitară, fiindcă îl cânta <laughs> mult am prea bine și acum. Da, în, e adevărat. <laughs> îl cântam în, în, pe, când, în vremea liceului, când treceam aici de la ceea ce este astăzi liceul Nisifor Ghibu, se numea înainte liceul numărul 15, după ore mergeam, mă rog, chitaristele și vocaliștii și vocalistele, pe o insulă în mijlocul Someșului care nu mai există astăzi. Uh -huh. Apa nu ne ajungea decât până la Glesne. ne treceam Someșul și acolo cântam și cântam și acest cântec al lui Alifantis, Luna pe câmp. Da, și cântați multe alte piese din folcul românesc, dar mai ales din ceea ce s-a numit o mare curent internațional, nu, muzical, uh, flower power, nu? Era exact, scana. exact, deci cântam și Bob Dylan, cântam Joan Baez cântam și John Denver, însă știam aveam un repertoriu clar axat pe Doru Stănculescu, pe Valeriu Sterian, pe Mircea Vintilă, pe Nicu Alifantis. Numele grele din Da, Nicu, numele din grele pe Marcela Safciuc. Uh, mai era o voce Adriana a Auș. Adrian Auș și mai era mai era Zoe Zoe, Zoe Alecu, Zoe Alecu, exact. Zoe Alecu da. am ascultat-o în prima parte a seriilor uh, Radio Cluj, dar uh, mi-am adus aminte că începeam acest uh, cântec și mi-am adus aminte că în timpul acelei emisiuni ace, a acelui dialog biografic Vom relua, și astăzi câteva teme biografice, și voi spune imediat de ce. Ne-ați povestit o întâmplare foarte frumoasă momentul în care ați renunțat la chitară, în urma unui spectacol la Craiova, dacă îmi aduc din aminte. Da, însă nu eu când am la chitară, da. eu trebuia să fac recitativul, deci era un recitativ poetic, și în același timp trebuia și să cânt, să fiu vocalistă chitaristă era prietena mea, una dintre colegele mele de facultate și prietena Dana Ardelean. Și, mă rog, ea făcea acompaniamentul, dar avea și o voce foarte bună. Și nu, când am văzut sala aceea acolo, Uh, atât de plină, uh, ne-am inhibat complet, uh, n-am știut dacă vom face față și ziceam că eu nu, nu mi-aduc aminte, de fapt, ce s-a mm -hmm. întâmplat acolo pe scenă, decât că am zis ceva, am recitat ceva și am cântat ceva, dar de anume nu mai știu, dar pe care mi-am și jurat că nu voi mai urca <laughs> niciodată. Pe scenă, dar pe scenă, în... să scenă Mă rog, să de, mai când, de cântat cânt, uh, acasă mai ales da. și nu numai. Uh. soțul dumneavoastră, profesorul, criticul și istoricul literar, prozatorul Corin Braga, ce spune? Vă ascultă? Mă mai ascultă, da. mai cântă și el <laughs> deci dar în vacanța de vară de obicei ascultăm, reascultăm multă muzică românească de odinioară tot toate numele pe care le-am da. ascultat, și încă mai multe. De Voi dezvălui acum unul dintre motivele pentru care ne întâlnim la seriile Radio Cluj. În 17 august v-ați aniversat ziua de naștere, ați împlinit o vârstă rotundă. Cu întârzierea de rigoare, vă urez la mulți ani multă sănătate, multă inspirație. Mulțumesc! Așa să fie, sănătatea, cred că e cea mai importantă. Uh, inspirație, cred că a fost destulă și până acum. Dacă se oprește, nu e nicio problemă. Cred că am publicat destule că Sănătatea, zic că e cea mai importantă. Ați adus câteva, și acum, și le vom prezenta Le vom prezenta în curând. Uh, unde uh, Cred că ziua de naștere va prins ca de obicei în Grecia. Așa, ne? da, așa unde ați este. Fost anul, acesta? Uh, anul acesta am avut o pățanie amuzantă. Uh, am, am văzut în prima parte a lui August, am fost în insula Santorini, dar asta e o insulă foarte turistică și nu, nu e ceea ce căutăm noi. Drept care apoi am ales trei săptămâni să mergem în Naxos pe o plajă sălbatică, la o pensiune izolată. Uh, drumul era de nisip și străjuit cu trei în alte de 3 metri, deci eram chiar aproape pentru fel de pustietate. Uh, tavernele erau la vreo 500, 600, 700 de metri, deci chiar aveam liniște și tot ce trebuie. Și o ca de ziua mea să mergem pe o insulă din apropiere cu Funisia, de unde se zărește insula Keros. Făcusem obsesie pentru insula Keros pentru că de mai bine de 30 de ani acolo se sapă, e un șantier arheologic, s-a descoperit o civilizație uh, mediteraneană, extrem de interesantă, cu un cult al strămoșilor și un cult al fecundității de acum 2500 de ani, deci de 2500 de ani înaintea erei noastre, înaintea lui Hristos, unde, mă rog, locuitorii cicladelor, locu locuitorii mediteranei, mergeau și rupeau statuete. Și vrem foarte mult să ajungem pe acel șantier arheologic, dar nu se circulă acolo. Și am zis, poate dacă mergem într-o insulă mai mică, din apropiere, doar la 4 km, reușim să tocmim un pescar. N-am reușit să facem asta pentru că insula fiind șantier arheologic în lucru, nu se permite niciun fel de vizită acolo. Drept care atunci am, am străbătut ce am văzut, ce am bătut la picior și la nivelul mării și al plajelor, insula cu Funisia, care însă s-a dovedit și ea la fel de turistică ca și Santorini. Până la urmă am găsit o plajă bolovănoasă, pustie, dar perfectă și aceea cred că a fost ca să zic așa refugiul nostru. Vreau să vă întreb ce vă place în Grecia. Mergeți acolo și pentru anumiți scriitori, pentru literatura? Elena? Uh, greacă literatura literatura grecească, am citit-o o acasă și o citim. La la nu, literatură. mergem în primul rând ne, noi ne simțim greci prin adopție. Eu am și scris o carte ioară, intitulată Core Persefona. Deci, cred că e așa, un fel de cuib al meu și al lui Corin, cuib psihic, nu doar fizic, cuib psihic, cuib mental, pentru că nu doar ne odihnim acolo și, repet, căutăm întotdeauna locuri, locuri foarte izolate de lume, non-turistice. A fost o întâmplare că am ajuns o săptămână în Santorin în această vară. Și, în același timp, e un loc unde noi scriem. Uh -huh. Și un loc care poate redita ceea ce au fost vacanțele de vară odinioară. Dacă rămâne ceva magic și luminos din adolescență și din copilărie, zice că sunt vacanțele de vară. Nu o să le uit niciodată. Și cumva încerc să, să le mențin, să le, să le fac să fie străbătute, încă și acum, la 60 de ani. Da. Vă întoarceți des în trecut, aveți reveria vârstei. Uh, nu neapărat. Mă întorc la ceea ce a fost, să zicem, trecutul meu de hipiotă, pentru că îmi place <laughs> foarte mult nu? trecutul cu chitări și cu cântece și mi dragi, uh, foștii mei colegi de liceu și foștii mei de colegi de facultate, dar nu m-aș întoarce neapărat să retrăiesc uh -huh. decât de la 30 de ani încoace, pentru că de atunci aș zice că am, am avut și maturitatea de conștiință cât să înțeleg ce este viața. Până atunci de-abia m-am copt și eu. Da, mi-aduc aminte că ați spus în, într-un interviu că la 30 de ani s-a întâmplat ceva. Ați descoperit feminitatea, senzualitatea? Mă rog, m-am descoperit pe mine însă mi și în cuplu și ca făptură umană, dar în același timp am simțit că am maturitatea necesară cât să trec într-o altă etapă și lucrurile au fost, aș zice, foarte, foarte bune până la 55 de ani. Aș zice că ăsta e ră, răstimpul paradisiac, între 30 mm -hmm. și 55 de ani. Nu m-aș întoarce la 20 de ani. De ce? Nu, nu, eram necoapte, nu înțelegeam întru totul lucrurile, cred că eram și prea pătimașă. Bun, să fii pătimaș nu neapărat ceva rău întotdeauna, că ești autentic prin asta, dar nu, nu cred că gestionam bine lucrurile, mm. nici sufletește, nici psihic la 20 de ani. Dar la Era... 30 de ani am început să le gestionez mm. într-un mod mai senin. Aș zice. Era și Regimul, mă rog, mă rog, era și. Da, era și, celorlal... erau și ultimii ani ai comunismului, mm -hmm. era perioada chiar neostalinistă a lui Ceaușescu. Nu era deloc ușor. Mi-aduc aminte că în anul 4 de facultate nici n-am reușit să ne urcăm într-un autobuz care era ciorchin de oameni, afară erau minus 20 de grade, era o iarnă foarte grea, în 1984 cred. N-am reușit să, să ne urcăm în troleibuzul ăla sau ce era ca să mergem la facultate și după vreo oră de stat în îngheț ne-am întors acasă și cu picioarele încălțate în cizm ne-am deschis cuptorul și ne-am băgat picioarele în cuptor ca să le încălzim cumva, că eram degerați. Ce cuptor aveați? Nu știu, ceva da. cuptor tradițional, nu era... În Cluj? În Cluj, dar în era închiriasem, necăstoriți, da. eram proaspăt căsătoriți, deci necăstoriți și eram da. într-un da. apartament închirie, chirie. Uh -huh. Și după o oră de stat la minus 20 de grade ne-am întors așa acasă și am stat cu mănușile vreo jumătate de oră și cu picioarele băgate în cuptor. Da, într-un... în Debaraua, unde... din apartamentul în care îl locuiesc, să știți că am și acum moștenire, evident, hornul pe care îl foloseau foștii locatari înainte de 1990 pentru sobele de teracotă. Da, și am exact. vizitat și apartamente în care încă mai există încă mai sobele există. de teracotă acolo pe, pe hol, sobe cu care încălzeau tot apartamentul. Dar mm. ați vorbit de situația aceea cu autobuzul înghețat și supraaglomerat. De ce credeți că uită oamenii ce au trăit înainte vremea? Pentru că. E adică clar. uită partea urâtă. Da, într-un fel, în fel are logică, într-un fel da. are logică. Faptul că partea urâtă e uitată, mi se pare face parte dintr-o funcționare psihică a noastră ca să ne păstrăm o formă de echilibru. Deci nu e o problemă că uită da. emoțional. Problema este de ce uită istoric. Uhum. Asta este problema. Emoțional e de înțeles, nu? Vrem să ne axăm și să păstrăm ceea ce ne luminos în viața de noastră. Frumoase, nu? Mai degrabă, pe ele putem tinereții. construi, da, pe ele putem construi, uhum. dar istoric sau politic să uiți asta nu cred că e regulă, pentru că la urma urmei trebuie să ne cunoaștem istoria așa cum a fost ea. Nu putem proceda asupra asemenea struțului care își bagă capul în nisip și nu vrea să știe nimic. Vă întreb asta pentru că în multele eseuri și cărți v-ați ocupat de spațiul concentrațional, de regimul totalitar, de spațiul carceral. De unde a venit această obsesie? Uh, o a doua obsesie, uh, pentru da, că prima a fost poate poezia. Că nu da, poate că nu e neapărat o obsesie, cât uh. ceva natural, pentru că totuși bunicul meu patern, preot greco-catolic, a fost deținut politic. Și el a fost deținut politic pentru că nu a vrut să renunțe la confesiunea sa. Bunicul matern era și el preot, era ortodox și îl respecta pe bunicul meu patern care n-a vrut să renunțe la confesiunea lui. Și pentru că n-a vrut să renunțe la confesiunea lui, bunicul a făcut vreo adunați vreo șase ani de închisoare în care în anumite cazuri la procese se apăra singur, nu nu accepta avocat. Și uh, a fost un misionar extraordinar, el ar fi putut să aibă o viață liniștită pentru că se pensionase după ce... Biserica greco-catolică a fost desfințată, dar în momentul în care a văzut ce abuzuri se petrec, s-a trezit în el un războinic, care în loc să stea și să fie un pensionar cu minte, a devenit un misionar războinic. Și de aici... Da, pentru... da, deci știind viața lui mm -hmm. și ce a fost viața lui, pentru că i-am văzut fotografiile, deci s-a întors totuși pustit din închisoare, chiar dacă n-a încetat lupta lui pentru crezul său confesional. De aici a pornit, adică am avut în familie un caz, am avut o încărcătură emoțională în familie și atunci am început să cercetez literatura închisorilor și lagărelor din România comunistă. Care sunt cele mai, uh, nici nu știu cum să le spun, mari, uh, grozave revelații pe care le-ați avut ocupându-vă de acest uh, domeniu? Bă, te refer chiar la cărți? Să -i... la ceea ce a studiat, ceea ce ați aflat? A, ca am fost foarte șocată de fenomenul Pitești, mm -hmm. pentru că una e să știi doar de închisori și lagăre și alta să afli despre o închisoare unde, unde deținuții politici erau siliți să se tortureze între ei și gardienii și ofițerii politici să asiste cu deliciu la acest lucru. Și... Iar torturile respective nu erau orice fel de torturi, ci erau niște torturi abominabile, inclusiv grotești, inclusiv torturi sexuale, deci... A fost ceva uh, oribil să aflu despre asta. Nu, nu mi-a căzut bine că în România s-a întâmplat așa ceva și că eu sunt româncă. Dar apoi, pe de altă parte, am fost uh, foarte. Uh, cum să zic eu. Uh, am avut o anumită formă de frenezie când am descoperit că România a existat totuși o rezistență anticomunistă din munți, chiar dacă. Să zicem, acești luptători anticomuniști din munți nu erau mai mulți de, nu știu, 300 de oameni, sprijiniți însă în satele de la poarele munților de zeci de mii de țărani da. din toate zonele României. Pentru mine asta a fost o revelație. Așa cum revelații au fost câteva cărți. Mă, toată lumea știe de Nicolae Steinhar și jurnalul Fericirii. Uh, e într-adevăr o carte extraordinară care nu e legată doar de detenție, E o carte spirituală, ca să zic așa, legată de... O schimbare spirituală și de o revelație spirituală. Dar există o altă carte extraordinară care înfățișează lumea închisorilor din România și care e scrisă într-un stil, cum să zic, lejer, de înțeles pentru toată lumea. E o serie de 5 volume sau de trei volume, depinde de editura care a publicat. E vorba de închisoarea noastră, cea de toate zilele, de Ion Ioanid. În opinia mea, aceasta este capodopera, scrierea centrală. Despre închisorile și lagărele comuniste din România. Apoi mai există foarte, foarte multe alte cărți extrem de bune, nu toate grozave. Poate că pot să dau 20 de titluri care au și valoarea estetică din cele 300 mm. care s-au publicat în România pe parcursul acestor 30 ceva de ani. Și marile figuri, marile spirite, marii luptători din această rezistență anticomunistă care v-au impresionat? Uh, da, M-a impresionat foarte mult, dar din nou aveam în familie un cult legat de... Dincolo de bunicul Da, 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 da. De... M-a impresionat foarte mult Iuliu patern. Hosu. Figura da. lui Iuliu Hosu. Deci a avut un impact puternic asupra mea, mai ales după ce am citit uh, Memoriile de închisoare și Domiciliul obligatoriu. Uh, și de asemenea aș vorbi despre câteva femei care m-au impresionat extraordinar. Anița Nandrișcut la o, o bucovineancă deportată în Siberia, care rezistă acolo 20 de ani și reușește să se întoarcă acasă. Sau uh, Elisabeta Rizia din Nucșoara Bunia este foarte cunoscută, că numele ei este extrem de mediatizat. Iar aici, în grupul Șușman, neapărat trebuie să vorbesc despre Lucreția Jurj, o figură extraordinară, care a stat în munți trei ani de zile cu grupul Șușman. Uh, sunt niște figuri, uh, deci chiar cred că sunt niște modele etice, niște modele mm -hmm. morale. Le prezentați și în fața studenților? Vorbesc despre ele, de da. Vorbesc despre ele. În uh, semestrul 2 din anul 3 de licență, chiar uh, lucrez pe cărțile și mărturile mm -hmm. lor. Da. Uh, poezia este o obsesie? Poezia nu e o obsesie pentru mine, este... Cel mai natural lucru aș spune, pentru că cred că, mai ales în poezie, sau în sfârșit, mai ales prin poezie, sunt autentică. Aici spun chiar ce am de spus. În rest, nu suntem cu toții ființi, ființe sociale. Păstrăm anumite paravane ca să menținem un echilibru în societate și să funcționăm în societate, ei bine, în poezie eu nu mai păstrez paravane. Mm -hmm. În poezie spun exact ceea ce cred și exact ceea ce simt. În proză e altceva, aici trebuie să existe întotdeauna un construct, o structură, o și poezie există, dar în proză e mult mai amplu acest lucru, nu? Un eseu la fel. În poezie, de aceea zic că pentru mine poezia e un fel de placentă, un fel de spațiu absolut natural, nu e ceva. Artificial sau făcut. Nici de cum. Cum vă place să fiți prezentată? Poeta Ruxandra Cesereanu, poeta prozatoarea? Nu pot fi schizofrenizată și împărțită în toate. Sunt toate. Dar dacă e să spun care e cel mai important lucru pentru mine, atunci aș zice poezia. Deci sunt poetă, în primul rând. Și apoi urmează celelalte. Când v-ați dorit să fiți poetă, să deveniți poetă, să vă dedicați poezie. Am început Pentru să scriu... Pentru că știu eu... că ați vrut să ajungeți medic-psihiatru, dar nu s-a da, putut. Da, nu putut, dar nu s-a putut, dar n-am -am mers la literă din, cau din cauza asta, dar neștiind că voi ajunge poetă, că nu de asta, nu, nu făcea poet neapărat da. facultatea de literă. Am început să scriu pe la 14 ani, dar scriam foarte prost. Am avut însă un ajutor foarte sever în familie, tatăl meu Domitian, critic literar la tribună, care în momentul în care i-am dus poemele mele mi-a uh, precizat extrem de clar și de grav că nu scriu deloc bine și că trebuie să uh, să-mi fac totuși o listă de lecturi pe care apoi să le discutăm, drept care mi-a și făcut. Citeam poezie proastă, asta e adevărul, și scriam, nu prea grozav. Uh, severitatea lui mi-a prins extrem de bine pentru că după ce m-a criticat, el mi-a mi spus ceva esențial. Află cine ești, caută-te, află cine ești în poezie și du-te până la capăt, nu te opri. Fă lucrul ăsta și atunci zice, îți vei găsi o cale. Când m-am dus pe la 18 ani, n-am mai îndrăznit 4 ani de zile să mă duc să-i mai arăt <ră> da. poezii, mi-a zis ai început, ai început parcă să te, să te găsești, să te afli, să, să afli într-un fel sau într altul, puțin cine ești. N-ai ajuns la capă, dar bun. Când m-am dus pe la 20 de ani, a zis da, e bine caută-te în continuare, dar ești pe drumul cel bun, însă te previn, literatura română actuală este o literatură masculină, funcționează misoginism, îți va fi foarte greu greu să pătrunzi și să faci parte din ea, dar să nu te lași, să te duci până la capăt. Apoi, la 21 de ani, m-am căsătorit cu Corin Braga, care mi-a spus același lucru. Scrie-mi amândoi, ți o să-ți fii mai greu decât mine, pentru că literatura română e o literatură eminamente masculină. Este și astăzi? S-a mai S-a mai A mai îngăduit totuși Și nu mai este ca odinioară Și nici misoginismul nu mai e chiar atât de Tranșant, dar n-aș zice că s-a schimbat Chiar radical S-a mm. schimbat într-o câtva Niciun caz nu mai este ca pe vremea comunismului Voci feminine există deja Unele sunt chiar portavoci de colectivități, adevărat, de scritori. Dar scritoarele din manualele de literatură. E adevărat, asta de e o problemă. Dispariția scritoarelor este într-adevăr o problemă, dar vedeți că există există, aș zice, eu, și o literatură deja underground care nu mai ține de manuale și pe care tinerii o prizează în afara manualelor. Am văzut lucrul acesta la festivalurile de poezie la care am participat, care sunt festivaluri construite de poeți sau de scritori în Zonele respective, da, la fără. La Sibiu, exact, fără, fără altă. Sau la bistrița. Mm -hmm. Fără susținere oficială, cu susținere doar locală, atât, fără o susținere scritoricească oficială. Da. Și la aceste festivaluri participă foarte mulți liceeni care, o percep, care percep aceste festivaluri ca pe literatură alternativă față de manuale. Da. Și care reacționează foarte bine. Ne întoarcem la parcursul poetic. În toți acești ani, de la 14 până la 20, s-au adunat lecturile, au fost ele ghidate? Categoric. Deci da. aici, din nou, tatăl meu a avut un rol esențial, pentru că el mi-a pus în mână cărți de poezie ca la carte, de la Rimbaud, la Baudelaire, la Rilke, la... mă rog... Nu, nu prea cunoștea el poezia americană, poezia din limba engleză, pentru că el citea mai mult poezie franceză, spaniolă, Federico Garcia Lorca. Deci el mi-a pus în, în mână o serie de cărți pe care le-am citit și pe care le-am comentat împreună și, nu în ultimul rând, a venit acasă, într-o zi, cu cinci cărți ale scritorilor obzeciști debutați. Și mi-aduc aminte că era Ion Mureșan, Marta Petre, Liviu Ion Aurel Pantea și Traian Coșovei și Mircea Cărtărescu, mm. șase. A venit cu cărțile astea acasă și a zis, citește-le, pentru că e un, al, e un alt fel de poezie decât până acum. Ca să vezi ce scriu niște oameni puțin mai mari decât tine și care vor schimba poezia românească prin ceea ce scriu. Și a fost esențial că el mi-a adus aceste cărți, că le-am citit și că le-am discutat împreună. Mm -hmm. Și ați avut un, uh, un șoc. Pe nu a, a fost un, un șoc, nu a, a fost o minunare, 80. nu un șoc. Minunare. Da, adică a fost o revelație. Adică față de ceea ce, citea de ceea ceea ce ceea ceea citeam atunci. în manuale. Exact da, acum era, da, de da, fapt. Da. Față de literatura din manuale da. era altceva. altceva. Și la acest altceva am, am perceput acest altceva ca pe o revelație și. Probabil că într-o anumită fază chiar am fost imitativă față uh -huh. de unii sau alții din ei. Cred că am da, modul da, categoric, categoric. Deci cel puțin Ion Mureșan și uh, parțial și Marta Petreu, cred că și pe Magda Cârneci a adus-o, da, pe vremea aceea Magda Cârneci semna sub numele Magdalena Ghica da. uh, și cartea ei. Deci erau șapte cărți uh -huh. pe care le-a adus acasă tatăl meu. Uh, și a fost, a fost o, un contact care a avut urmări asupra mea, într-o anumită fază, probabil că am fost imitativă, și după aceea am urmat ceea ce mi-a zis tatăl meu, adică a trebuit să mă da, caut da, pe da, mine, da. dar deja Asta... citeam poezie bună, nu mai citeam da. poezie proastă, proastă, și deci deja mai aveam cum să scriu prost, <laughs> nu mai citim poezie proastă. Asta voiam să vă întreb, când a sosit, când a venit momentul, când s-a produs, în care v-ați găsit vocea? Cred că între 20 și 21 de ani, acela a fost uh -huh. momentul. 19 a știut între 19, 20. De... Trebuie să scrie sau a venit nu, de la sine? A fost ceva de la sine, dar am știut că sunt pe drumul ăsta pe care trebuie să merg de căutare de sine, inclusiv uman, mm. nu doar poetic. Și că nu-i nu rău, e, ăsta e drumul meu, ăsta va fi drumul meu. Că vor interveni etape, anumite metamorfoze, schimbări și au și intervenit, că n-am scris monoton într-un singur uh, stil. Eu nu știam, nu, de unde să știu că voi scrie poezie socială cândva, nu? Scrisoare da. către un prieten sau și înapoi către țară sau. Poezie despre inteligențele artificiale, Sofia România, sau exact. nu știu, n-aveam de unde să știu. N-aveam de unde să știu că voi scrie Veneția cu Vene violete, scrisorile unei curtezane. <laughs> nu? Uh, spuneți undeva că poezia dumneavoastră este violentă. Viol asumat violentă sau uh, cum să înțelegem nu, această violență da, a limbajului, a stării? A... Da, e vorba de, de, de stări sufletești, de stări psihice. Da. Poezia mea nu e violentă ca limbaj. Și nici ca stil. Are chiar cantabile în anumite. Adică are ritm, da. are rimă uneori. Uneori, nu întotdeauna. Dar ea încearcă uneori să descrie niște stări sufletești și stări psihice care sunt legate de spaimele mele. Și, întâmplător sau nu, deci, de pildă, am avut, din, din adolescență, am avut niște spaime legate de moarte, de nebunie, de boală, de... Și lucrurile astea, mă rog, au fost puse în poezie. Traducătorul meu italian mi-a spus însă că ea cade sau se potrivește poezia mea la nivelul condiției umane în anumite cazuri, pentru că eu nu prind doar spaimele femeilor, ci prind, vorbesc despre spaimele care ar putea fi, în anumit punct, um, caracteristice pentru întreaga condiție umană. Era doar. Uh, deci, uh, când mă refer la de, violență, la, mă refer la violență sufletească și psihică, uh, nu la violență de limbaj. De limbaj. Este, este limpede. Dar, apropo de moarte, este o temă care v-a urmărit multă vreme? a scăpat de obsesia ei? Nu, n-am scăpat, nu. dar m-am mai îmblânzit, n-am mm -hmm. scăpat. Cred că o să revină. Cu cât mă voi apropia de bătrânețe, tot mai mult va reveni. Problema este ce soluție vai, voi găsi, pentru că doar soluția poetică nu va fi de ajuns. Vom vedea. Ajuns. Nu cred. Eu speram că va fi. Nu. <laughs> Ați adus poezie să ne citiți Am uitat să vă spun? Vă pot eventual să citesc la ochelarii la mine, la Să vedem. Da, deci anul acesta am avut o surpriză grozavă în luna iulie. Giovanni Malioco și Ilona Duță, fără să-mi spună nimic, deci fără să știu nimic, au reeditat unul din poemele mele cele mai dragi și unul dintre poemele care este foarte drag și tatălui meu domițian, Femeia Cruciat. Un poem scris acum 30 de ani. Un poem uh, cât o carte. Un poem cât o carte de 30 Bine. de pagini, un poem despre Clujul medieval, deci despre orașul meu, pentru care m-am și documentat, am făcut și un filmuleț la TV Cluj o dinioară de 10 minute în eseu, dar s-a pierdut, nu-l găsesc nici cum în uh, arhivă. Uh, cartea a fost ilustrată de una dintre desenatoarele și graficerele mele preferate, era Daniță Josan, cu care eu am mai uh, lucrat și uh, am fost extrem de uimită când mi-au pus în brațe această carte de care eu n-am avut habar, a fost un Niște cadou al lor. Absolut Iar Giovanni a făcut nimeni. chiar mai mult decât mm -hmm. atât. Poemul e dificil pentru că, fiind despre Clujul medieval, nu are cum să fie un poem ușor. <coughs> Giovanni a tradus în italiană acest poem și la un moment dat am aflat după apariția cărții că n-a participat la vreo două congrese sau conferințe cu uh, unde trebuia să meargă pentru că lucra la lucra această la traducere, traducere în italiană pe care vreau să o finalizeze în această vară ca să-mi facă uh, surpriza. O veți lansa la Cluj, poate și în Nu, nu, lansarea e, e, nu-i nu potrivit uh, cuvântul da. pentru că uh, cartea prezentare, a apărut... Da, prezentare, bine. da. O voi prezenta și la Cluj, probabil la librăria Book Corner, librarium, împreună cu o altă antologie care mi-apare sau poate așa apărut apărut deja la editura Cartier, îngrijită tot de Giovanni Malioco și Ilona Duță, o antologie cu segmente din toată poezia mea, care se numește Pantera neagră am fost cândva, poartă, poartă numele unui poem din da, core mi -aduc Persefona. Mi-aduc aminte poemul, cine a făcut selecția? Tot Giovanni Malioco și Ilona, eu n-am avut niciun amestec. Avut niciun nu, amestec. Și nu. Veți fi de acord, ați văzut. Am fost înscrisul... acolo și cartea are, are ilustrație, este ilustrată de Anatoma, de Aha. artista plastică Anatoma. Aici o am pe Radaniță Josan. deci pentru mine a fost și interesant să văd cum două artiste plastice se raportează la poezia mea, cum înțeleg ele poezia mea. Uh -huh. Sunt complet diferite desenele Ana Toma față de desenele da. gotice ale Radei. Dar am să vă dacă ați fi ales altceva. În comparație cu. Nu, i-am lăsat pe ei, pentru că yes. pentru mine a fost foarte important nu doar să mă văd eu din interior ce aș selecta, ci ce, -ar select, ce selectează cineva din afara mea, dar încercând să fac o antologie prin care să fiu înțeleasă de public. Mm -hmm. Că poate eu percep altfel lucrurile ce înțeleg eu prin să fiu înțeleasă de public, în timp ce Giovanni Maiocco și Lona Duță din afara mea, poate pot fi mai obiectivi. Din punctul acesta de vedere. Da. Vom vedea! Vom vedea! Pantera Neagră, Femeia Cruciat, mai găsim și alte astfel de. Uh, nu neapărat etichete. Sofia România, Sofia Core Persefona. Reprezintă da, și pe care le-ați impus. Da, exact, 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 exact. Iar citiți? în ce privește Femeia Cruciat, da. sper să ajung să o prezint, am deja niște invitații în acest sens, la Roma uh -huh. și la Salonul de Carte de la Torino. Vă rog să ne citiți măcar uh, câteva minute din Da, așa, așa cât pot, uh, cât pot să văd că nu mi-am luat ochelarii la mine. Uh, nu ai niște ochelari. <laughs> Am, dar sunt la distanță. Sunt <laughs> la, la distanță, știu, da. deci atunci citesc numai. <laughs> și la în... distanță de mine, dar și la <laughs> bine, bine. <laughs> pentru distanță. Okay. Atunci citesc chiar începutul femeii Am, cruciat, încerc să-mi uh, forțez puțin ochii. Infernul are câteva ferestre deschise în după miezile experte în plictis. Rege de plumb, pe tău de evanghelist, începe orașul ca un prunc invizibil să țipe. Sfântul Mihail de cristalin din cer, în timp ce privesc din turna clopotarului, acolo unde aș fi, aș fi vrut să ajung cândva, înșelându-i pe toți răstigniți orașului. Pe bănci, studente portocalii și bătrâni nuntesc vrăjitorește, iar heruvimii nu mai pot să zboare. În toamna care putrezește. Peruca serii, tot mai cânepie, se rostogolește de pe capul ras al lunii. Iar noaptea, regele stă în genunchi în acest ghețemani de fier, și soldații visează cum se scaldă călare în sângele stelelor. Armura, ca o cicatrice, pleznește și bubuie inimile strigoilor și ale celor nefericiți și ale sfârtecaților. Cu cât vei scrie, cu cât vei scrie mai mult, cu atât vei muri mai mult. Da, foarte frumos. Uh, o să-mi dați voie să o prezint și eu uh, în fața camerelor, pentru că emisiunea noastră este uh, filmată, ne ajută colegul nostru Ionuț Pop, și va putea fi mai apoi uh, vizionată pe canalul YouTube Radio Cluj. Așadar, femeia a cruciat uh, la doamna Crociato, am pronunțat bine, sper, uh, editura vinea. Vine. Vine din București, da, din editură București, de literatură avangardistă și suprarealistă <laughs> în, în principiu, pe care au făcut o câțiva oameni și editura vina, invitatei noastre, poeta Roxandra Cesereanu. Și pentru că am ajuns la cărți, vă rog să ne prezentați dumneavoastră uh, câteva cărți în limba străin, în limbi străine, nu, care v-au da. apărut în ultima vreme. Uh, e acest volum Romania from communist to post communism studies and essays în care am în limba engleză și franceză, am publicat la editura Albo Versorio din Milano, o editură internațională, uh, diferite studii despre uh, rupte, ca să zic așa, din cărțile mele despre gulagul românesc, despre uh, Revoluția din decembrie 89, despre postcomunismul românesc. Deci foarte, foarte studii diverse, de la comunism la postcomunism, iar a doua carte, publicată, apărută chiar recent, aceasta este așa, are, pe copertă are o tapiserie de Angela Roman Popescu, o Românie făcută din etichete. Uh -huh. Da. Uh, iar cea de-a doua carte este Noah's Literary Arc for Gourmet, Studies and Essay in Comparative Literature. Este o carte apărută tot la editura Albo Versorio din Milano. Nu, titlul ei este... Uh, Arca literară a lui Noe pentru Gourmet, studii și eseuri de literatură comparată și aici sunt într-adevăr studii și eseuri pe care le-am publicat în ultimii 20 de ani în reviste de specialitate despre autori precum uh, Tolkien, uh, T.S. Eliot, uh, Roberto Bolaño, Franz Werfel, Patrick Modiano, Sojeniță, Nulițcaia... Uh, dar și autori mai noi, mai experimentali, Will Self, Marie Dariussec, uh, Andrei Codrescu și alții. Nu în ultimul rând, uh, ese, uh, cartea se termină cu un eseu despre uh, nostalgie și despre melancolie în filmele lui Andrei Tarkovski și Lars von Trier. Aveți, de altfel, multe uh, traduceri, multe cărți apărute în... Uh în traduceri uh, și aceast, acest volum de anul trecut. sau Da, cum? este anul de anul trecut, trecut. Lume de ficțiune, de ficțiune, Lume de Realitate. Lume de realitate uh, editura Atracus Sarte Sunt uh, eseuri, cronici. Eseuri de, nu cronici, nu. Eseuri nu, de literatură eseuri. comparată. Studii și eseuri de literatură comparată. O parte dintre ele, jumătate din ele, sunt Lume, traduse, traduse de altfel în cartea apărută în Italia. Uh -huh. Jumătate dintre ele. Bun. Da, aici Felicitări. sunt și câțiva autori români despre care scriu un studiu amplu: despre Mircea Cărtărescu, despre Leonid Dimov, despre Herta Müller, mă rog, Hertha Müller scrie în germană, dar eu consider da. autoare. Ion de Sârbu. Ion de Sârbu, Ion 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 de Sârbu Ion. un studiu foarte amplu despre Ion de Sârbu, da. Mm -hmm. Herta Müller, uh, mă rog, uh, novelul. Uh, German sau român? cum German German-român, German da. Vorbim și despre proză, pentru că mă uit acum la ceas și constat că a trecut, a trecut timpul foarte. Ca de foarte, obicei cu tine, tine Daniela, așa trece timpul. C cu dumneavoastră. <laughs> <laughs> Călătorie prin oglinzi, purgatoriile, tricefalos, nebulon, nașterea dorințelor lichide, Angelus, un singur cer deasupra lor, romanul din 2013, acesta reeditat. Da. într-o ediție adăugită în 2015. În vara aceasta am terminat un roman despre postcomunismul românesc. A fost foarte greu, l-am început în 2006. L-am abandonat după vreo uh -huh. 2 ani și l-am reluat anul trecut. L-am terminat în vara aceasta, dar l-am lăsat să se așeze. Ca să mă reapuc de el, trebuie să se așeze puțin. Cuprinde foarte multe evenimente, e tot o frescă, e de fapt să zicem partea a doua la un singur cer deasupra -a lor. -a Dacă -a. un singur cer deasupra lor e o frescă despre comunismul românesc, mm -hmm. romanul acesta, deocamdată de ezit în privința titlului, de aia nu-i spun titlul, e o frescă despre postcomunismul românesc și cuprinde foarte multe lucruri, de la fenomenul Piața Universității 1990 la Mișcările Roșia Montană, la colectiv la ceea ce s-a mm -hmm. întâmplat la colectiv la uh, cazul de la oh, Caracal cu două, da, 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 da la cazul de la mm -hmm. Caracal cu fetele răpite și, mă rog, violate și ucise într-un mod abominabil la zilele foamei pentru bătrâni, ajung până așa și ajung până la războiul din Ucraina dar sunt foarte curios, voi fi foarte curios să aflu cum a făcut legătura între toate acestea. Are altă structură, care au da, are altă istoria. structură decât uh -huh. un singur cer deasupra lor. Acolo, capitolele erau separate, nu există neapărat continuitate între capitole. Fiecare capitol înfățișa o scenă din comunismul românesc, cu victime și cu opresori. Uh -huh. Aici e ai altceva, aici personajele sunt continue, deci există Iosaga cu aceleași personaje dezvoltate și mă rog, care evol evoluează sau involuează. Îl veți preda editurii în curând? Nu știu să spun, pentru o că fi... depinde de cât îl voi lăs da. îi voi lăsa această așezare ca o mâncare, știu eu, bună, zic eu, trebuie lăsat o oră-două, da. nu? să se Această oră-două în literatură da, poate, poate dura câteva luni câteva sau un an de zile. Aha. Aș vrea să mă reapuc de el, dar simt că așa cum în 2007 sau 2008 l-am abandonat pentru că mi-am dat seama că nu am încă o privire de ajuns de cuprinzătoare asupra postcomunismului românesc și că trebuie să mai întâmple lucruri. Din păcate, atâtea lucruri s-au întâmplat încât n-au încaput toate, dar am pus câteva dintre ele. Da, așteptăm, aștept cu interes acest, acest roman. Și eu. Despre postcomunismul Românesc, România. E, e în același timp că... altceva, pentru da. că celălalt era, un, era o frescă foarte gravă. Uh -huh. Avea mici scene ludice, dar în rest era foarte gravă. Acesta e un roman satiric, în primul rând. Nu i lipsește gravitatea, dar domină latura satirică. E un pamflet. Da, am trăit într-o lume comică după 90. Grotescă. Grotescă. Da. Deci e un roman satiric, am zis. Da, 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 da. da. Uh, Bună. Când uh, scrieți proză, renunțați la poezie, cum faceți? Ce citiți când scrieți Păi, proză? în principiu, nu pot Bă, să scriu că aveți deodată un, program și... atunci nu, când Nu, nu e în program, propus. dar nu pot să scriu deodată. Pentru mm. poezie e nevoie de uh, acea dispoziție psihică în care să simți că ești autentic și că poți să spui adevărul până la capăt, iar pentru proză e nevoie, totuși, de o construcție foarte serioasă, foarte mm. uh, strajnică, altfel. Și de timp. Și de, tip. de timp, altfel n-are rost să te, să te apuci să încerci. Dar când scrieți proză, citiți și alți autori? Uh, cărți de proză? Da, dar nu, nu neapărat când scriu, chiar uh, când scriu uh, proză. Uh, bineînțeles. Cred că s-a acumulat deja în mine. Uh, adică gândește-te că am ca lecturi în post -comunism făcute, cred că am citit vreo 400-500 de cărți de poezie. <laughs> și probabil vreo 250 de cărți de proză și 250 de cărți de teorie, critică, eseu. Da. După Bulgakov, care sunt autorii, prozatorii dumneavoastră preferați? Bulgacov, uh, păi Bulgakov știu da, că nu, 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 nu ne atingem îmi plac, de Îmi el. plac mai mulți. <laughs> îmi place, de pildă, și Julio Cortázar cu șotron. Uh -huh. Pentru mine și romanul lui Roberto Bolanio, 2666, a fost o revelație, mai mult decât detectivii sălbatici. Uh -huh. Îmi place Ernesto Sabato, desigur, despre roi și morminte. Pe care l-ați și vizitat, nu? Da, da. Îl recitesc întotdeauna, aș zice, frisonată, pentru că rămâne un maestru psihologic pe Dostoievski. Îl recitesc cu ochiul celui care a creat frește pe Tolstoi. Îmi place foarte mult călătoria la capătul nopții de lui Ferdinand Selin. Da. Uh, îl recitesc pe Truman Capote, de pildă. Povestirile lui Truman Capote din adolescență până acum au rămas pentru mine ceva foarte apropiat uh, inimii mele. Îl uh, recitesc uneori pe... Ah, recitesc, recitesc o carte pe care o recitesc pentru că mi se pare că una dintre cele mai frumoase cărți scrise în limba română în a doua jumătate a secolului 20. Romanul Poem Zenobia de Gelunau. Gelunau, da. Știu că vă place și Ludmila Ulițcaia. Ludmila Ulițcaia, da. Ludmila Ulițcaia cu Imago și nu numai, dar cred că Imago e capodopera ei. Și poeții favoriți la care vă întoarceți constant. deci sunt mai mulți și aici, dar unul este poetul meu totemic și încă e valabil. Ăsta e adevărul, Arthur Rimbaud, cu Un anotimp în infern și lumină. Deci încă e valabil Poate că trebuie să mai să fie retradus, să fie adus în limba de acum, dar am mulți poeți care îmi uh, care plac. Fernando Psoa, de pildă. Uh, dintre poeții de acum îmi place foarte mult poeta americană Alice Notley, care e o poetă șamancă. Deci ea concepe, și aici ne întâlnim că și eu cred în poezie uhum. ca o formă de șamanism. E o poetă care concepe poezia ca o formă de șamanism. Îl citesc foarte mult, îmi citesc foarte mult prietenii. Citesc pe Andrei Codrescu, uh, citesc multă poezie și proza prietenilor mei, pentru că așa mi se pare normal. Da, într-un minut, pentru că nu mai avem mult la dispoziție, ne puteți spune uh, ce este cu povestea aceasta cu șamanismul? <laughs> <laughs> Bine, când folosesc termenul șamanism, evident nu-l folosesc în uh, sensul său tradițional, uh -huh. clasic, ci e o metaforă, de fapt, nu? Dacă poți să creezi prin poezie o formă de transă, de comunicare cu cititorul, nu care să te ducă la strămoși, care să facă magii și vrăși și așa mai departe, yeah. dar în care cumva să recreezi, să, recreez, să regestionezi lumea, cum să zic eu, luând-o de la capăt și încercând să o rentemeiezi și să crezi în ea și în, mă rog, în fecunditatea ei, în sensul ei magic. Despre asta e vorba. V-am întrebat la începutul emisiunii cu ce cântec să încheiem dialogul nostru de astăzi. Ați optat pentru Doru Stănculescu. Da. Pe el îl vom asculta în minutele următoare, dar nu înainte de a vă mulțumi foarte mult pentru prezența dumneavoastră la seriile Radio Cluj, ca întotdeauna încântătoare și cu folos, sunt convins, pentru ascultătorii. Mulțumesc și eu, Daniel. Încă o dată, la mulți ani, multă sănătate, inspirație, să așteptăm fie. noutățile editoriale regulă, pe care le-ați anunțat da. de acum. Da. Încă de acum. Mulțumesc mult, o seară frumoasă a fost, doamnelor și domnilor, poeta, prozatoarea, eseista, publicista, profesorul Roxandra Cesereanu. Mâine ne vom întâlni în partea a doua a emisiunii cu filozoful și profesorul Sandu Frunză. Eu sunt Dan Moșoiu, vă mulțumesc pentru atenție, la bună reauzire mâine!